se poate face clonul unui hard disk pe alt hard disk. Trebuie neapărat să aveți spațiu mai mult pe hard disk-ul pe care puneți imaginea decât locul de unde o luați. De exemplu, aici o să fac eu o partiție, nu în loc, dar așa, pe scurt, se vă duceți pe hard disk cu care doriți să creați imagini, apăsați aici pe create image și așa, și vă întreabă unde vreți să puneți hard disk imaginea asta și dați start create image și asta e tot. Start. Eu n-am loc aici, că în memorie n-am, da, așa să face imaginea. Și până ca să o scrieți înapoi pe un hard disk, de exemplu, mergeți aici, restore image și mergeți unde aveți fișierul respectiv, îi dați open și să scrie înapoi pe hard disk-ul respectiv.